atacat din toate părțile după ce ați făcut la FC Botoșani? Cu reducerea În primul rând că nu știu dacă suntem atacați. Sunt foarte mulți care apreciază ceea ce am făcut noi. Dacă mă întreba strict de intervenția de ieri a domnului Prunea, sigur sunt surprins din asemenea tip de abordare, mai ales că nu e treaba noastră ce se întâmplă la Iași. Treaba mea este de a sesiza și de a încerca să normalizăm finanțarea fotbalului din România în sensul unei concurenții loiale. Adică tot merg pe ideea că echipele care sunt finanțate din bani publici, nu știu cât e de legal, dar în orice caz este foarte imoral, dacă pot asocia cele două cuvinte. În sensul că nu poți plăti zeci de mii de euro unor oameni, fie și futboliști, în condițiile în care, așa cum știm, plătim medicii, profesori. Adică dacă cineva ar spune cam cât câștigă, spre exemplu, chiar Prunea, și foarte interesant, dacă am putea să știm prin bani publici cât câștigă, de exemplu, președintele la Iași pe lună și care este pregătirea, școala și care este cursurile pe care le-a făcut în viață. Și o să vedeți că dacă o asemenea mesaj apare, mă tem să nu ștaie venele profesori universitari, doctorii buni și alți oameni care chiar creează valoare adevărată unor comunități. E o chestiune la care nu eu sunt cel care vor rezolva, eu doar spun. Eu spun și deranjant în tot ce s-a întâmplat acum, în tot discursul lui, este sintagma asta că noi am prostit fotbaliștii de la Botoșani. Bineînțeles că dacă mă iau la o contră cu dumnealui, este ca și cum te întreba ce meserie are și eu spun că e portar. Și îi spun după vreo 3 săptămâni că e la fotbal. Adică, înțelegeți, n-are rost să discutăm asta. Opinia mea este că suntem într-o situație dezastroasă, nu noi, toată lumea din fotbal românesc. Eforturile care se văd acum, și am stat de vorbă cu oameni de fotbal, fie în disperare, tip de la Râmnicu ăsta de la Târgu Jiu sau poftim Târgu Mureș și chiar la Iași, de exemplu, și oamenii caută soluții. Adică caută soluții de a putea să finanțăm în continuare acest sport absolut minunat. Dar soluțiile nu mai pot fi cele heirupiste pe care un primar sau cineva local care avea o putere politică, cum a fost, spre exemplu, chiar la Târgu Jiu, când cine avea niște puteri mai mari decât cele ale locului pe care îl ocupau, spunând că putem, hai să facem fotbal pentru comunitate, făcând orice tip de efort. Adică o companie în faliment nu poate da bani la... Cum eu, de exemplu, mi-e foarte, foarte greu să scot continuu bani. Și nu cred că cineva în lumea asta poate finanța fotbalul fără să se gândească la un rezultat. Categoric există o formă a finanțării publice care trebuie să ai un minim. Eu spun la un moment dat, sigur, poți să dai un maxim 1000 de euro sau ceva de genul unui futbolist din bani publici, restul fiind bani privați. Adică trebuie să aduci, să ajungi la nivelul la care fotbalul produce. Aduce bani ca să poată plăti serviciul. Nu e nimic doar susținut din afară. Pentru că în momentul respectiv, cred cu siguranță că se va schimba și nivelul spectacolului sportiv. Va fi altă abordare a fotbaliștilor față de spectatori, față, dacă vezi, chiar de presă. Nimeni nu e în afara jocului. Cel mai important lucru este să produci un spectacol sportiv, să vină lumea, să poți atrage venituri, să atragi clienți, să atragi, dacă vreți, o atenție. Să devii un fenomen important. Atât timp cât sunt bani publici și n-au niciun fel de control, e complicat. Dar cine a inițiat discuția dumneavoastră sau primul meu? Nu. Da, întâmplător, eu n-am o rație, să spunem, atât de apropiat de domnul primar, dar m-am întâlnit la o conferință la București pe termen de termine și printre altele am vorbit de finanțarea fotbalului și eu îl stimez pentru că are o îngrijorare, sau cel puțin m-a întrebat la un moment dat cum e cu fotbalul și sunt absolut convins că nu stă la șuiete cum stăteau alți primari cu Prunea și chiar vrea să susțină fotbalul, în mod real, nu e o glumă, numai că ca orice om care vine nou într-o funcție și la asemenea nivel, își caută formele cele mai... și întreabă pe unul și pe altul. N-am avut nicio discuție despre ce fac ei și... Nu, a fost foarte, foarte puțin. Numai că acuzele alea cu fotbaliști, eu nici nu vorbesc despre asta. Că nu am vorbit vreodată despre un fotbalist de la Iași, nu la noi. Sau...
Adică acțiunea omului este a unui vulpi rănite și vreo 20 de vânători pe lângă ea și latră în fiecare colț, se sperie de orice. Eu nu pot ce să-i spun eu. Nu, aș vrea să rămân în Iașu, bineînțeles, aș vrea să rămân orice echipă în Liga 1, dar mai ales din Moldova, Iașu, care au mai fost pe aici. Dar nu-i treaba mea și noi dacă am putea să o ținem pe Botoșani. Ce concurență există între noi și Iașu, ce antipatii sau ce rivalități mari avem noi cu Iașu. Am fost continuu într-o zonă în care chiar avem nevoie de sinergiile astea locale moldovenești. Și eu am dat mulți jucători. Oho, le-am dat mulți jucători. Nu în iarnă, le-am dat întotdeauna. Tincu a fost la Iași dat gratuit de mine, Țigănașul ăsta l-a plătit. Dar am fost de anul motiv, adică am avut o colaborare și în continuare. Există un tip de recepție activă cu ei. Încă o dată, nu comentez toate spus, doar atât tot că atunci când cineva afirme că noi am prostit fotbaliștii, trebuie să-mi apăr poziția. Pentru că fotbaliștii la Botoșani, dacă au înțeles, îi consider mai înțelept și mai deștept decât mulți alții. Dar mai sunt de acord și mai sunt convins că toți fotbaliștii de Liga 1 înțeleg dacă se vorbește cu ei. Nu le promis orice și la un moment dat apare într-o situație asta în care mă dau bani și plecați cu 1000 de euro acasă, gândiți-vă ce la panduri. Adică tipul ăsta de predictibilitate, de dialog cumva cavaleresc, real cu oameni, ați dat bani, hai să facem, dacă putem. Pe de altă parte, trebuie mutată responsabilitatea spectacolului sportiv pe umerile atât a fotbaliștilor cât și a organizatorilor. Da, dar ideea e că nu v-au atacat fotbaliștii, ci conducătorii. Un Prune, un Narcis, Răducan... Da, Narcis nu m-a atacat. Eu i-am spus să nu plece de la Târgu Jiu, pentru că dacă e drăcos, acum stă. Da? Numai că, din păcate, suntem pe poziții diferite, jucăm în ligi diferite și jucăm sporturi diferite de față de cei doi care ai spus. Pentru că ei ei consumă bani din fotbal, mulți bani din fotbal, iar eu cheltuie mulți bani cu firma mea, foarte mulți bani. Adică eu susțin cu milioane de euro fotbalul să existe în Botoșani și dacă în Botoșani vedeți că este dintr-un campionat național, o echipă de care nu se vorbește foarte, foarte mult și foarte, foarte, și dacă vreți să vorbești la modul, să spunem, neconstructiv. Adică o echipă care își face viața, care își face treaba, bineînțeles că avem noi necazul noastre interioare. Iar cei care mai spun că fac de un conducător de club, care între noi fie vorba, deci foarte atenți, nu există în România un conducător de club care să aibă școală de manager sportiv, de exemplu. Uitați-vă la unul. Îs idios cei de la bănci, de la multinaționale care caut oameni cu școală pe domeniul ăla, în finanțe, în management, nu știu care. A fotbal, de ce merge orice? Credeți că merge orice? Acum multă vreme în urmă a spus cineva, și nu-i niciun fel de secret, era domnul primar la Piatra Neamț, când am dat eu un fotbal, da? A spus, domnule, am avut mai multe afaceri în viața mea. Toate la un loc nu sunt la fel, sunt conduse mai ușor decât fotbalul. Pentru că e foarte mult umoare, sentiment, stare, emoție, foarte mult de controlat, adică de manageriat. Iar noi o facem oricine, dacă a avut o șansă de a ajunge acolo, scrie de manager. Complica foc. Nu întâmplător suntem aici. Nu întâmplător stadioanele sunt goale. Nu întâmplător lumea adevărată, lumea pe care eu o consider cumva ca media a societății noastre are o imagine oarecum neclară și despre o zonă gri a fotbalului. Și nu e loc așa. Problema noastră este că nu știm să ne expunem, nu știm să ne arătăm, nu știm să ne vindem marfa. O marfă care, vă dați seama, este cel mai mare spectacol mondial. Iar noi nu știm să-l vindem. Nu știm să-l arătăm oamenilor. Asta e povestea. De ce? Pentru că fotbalul se petrece cât de cât. Povestea este a celor de pe lângă. Dar dacă noi creăm acești monștri care la un moment dat înghit milioane de euro, zeci de milioane de euro și nu face nimic și vine ceva să-ți dea lecții de management. La un moment dat visa la președinția FRF, îi dați vreo șansă în viitor? Cine? Nu am auzit cine. Eu nu-l votez. Mă întrebați mine, da? Dar nu ceea ce votez eu câștigă, înțelegeți? Dacă mă întrebați mine și merge într-o zonă a fotbalului sănătos, nu poate. Eu nu am ok. Dar nu președintele FRF. Președintele FRF, în opinia mea, nu trebuie să fie un om de fotbal, numai decât. Adică trebuie să fie un om care a studiat și care este mai puțin viciat de aceste metehnici, care nu sunt numai decât rele, dar n-au construcția și n-au, dacă vreți, vizibilitatea coerentă și clară în fața celor care ar putea susține.
De ce nu apare o lege a sportului foarte clară sau a finanțării fotbalului? Pentru că fiecare om care vrea să facă asta e foarte frică, fiind de un politic mare sau mic. A, despre fotbal, aoleu, acolo au fost dragomirele. Chiar dacă oamenii ăștia au fost ok. Din păcate, în spatele lor s-a lăsat o cortină și în spatele acestei cortine este o imagine suficient de neclară. Sau foarte neclară. Încă o dată, eu nu am gust pe nimeni. Eu mă uit doar la percepția unui om normal din afară, cum spuneți dumneavoastră, cu alți oameni, pe care eu mă muncesc și mă gândesc, le spun de fiecare dată, cum ți-a dat la stadion? Ce le poate oferi fotbalul unui om care citește o carte bună acasă sau vede un film? Cu ce se poate el îmbogăți sau cu ce poate el trăi mai mult sau mai activ? Sau să verse energiile negative sau să stimuleze, dacă vreți, emoțiile din la fotbal? Ați fost la un meci în Anglia? E o nebunie, un spectacol. La orice spectacol bun, de teatru, de muzică, ceva vă mișcă. Vă mișcă fotbalul? Într-o zonă în care ai un stadion lăbărțan, sau de nimic, 5 în jur, 4 plâng și aia lasă să chinui pe teren? Asta e fotbalul. Dacă vreți să-l transformăm, este o mare poveste. Și eu sunt convins, pentru că el nu o să moară. O să-ți bată în nenorocire. Asta până când, la un moment dat, va fi un punct zero în care reușim să reconstruim totul cap-coadă. Cu bani puțini, cu oameni onorabili, cu modestie, cu... Pentru că, din păcate, i-a și gonflat foarte mult presa. Lumea are nevoie de asta. Dacă nu se ocupă de fotbal, cum a spus Florin Prunea, nu știe nimeni ce face el. Nimeni! Înțelegeți? Cu mari fotbaliști, care mult mai mari ca el, nu știe lumea. Pentru că sunt la un cel de copii care fac ceva. E adevărat că în fața o mare responsabilitate. Meseria unui manager, unui om care conduce ceva, este enorm de importantă de a duce după tine sensul și valorile pe care le reprezinți. Dacă nu știi să faci asta, ești gata. Asta este opinia mea despre fotbal. Cine așteptările vreți la Cluj? Cine a spus un leu?